Părintele Calistrat Chifan vine astăzi să vorbească despre înfricoșata judecată de apoi. Când și cum se va întâmpla să fim judecați, cum ni se va arăta Domnul, aflăm astăzi în emisiunea de azi, vom discuta despre acest subiect. Sărut, mâna, Părinte, bine ați revenit! Bine v-am găsit, mulțumim la cei ce ne ascultă și cei ce au răbdare să ne asculte, pentru că poate uneori nu suntem pe placul celor ce ne ascultă sau spunem lucruri care pot deranja. Este un subiect controversat acesta și sunt foarte multe păreri, sunt și mulți contestatari ai acestui subiect. Există judecată de apoi? Există rai? Există iad? Vom fi judecați sau practic în momentul în care am murit se și termină totul? Da, în concepția multora sau în concepția celor care nu au noțiunea de Dumnezeu, viața se termină la ușa mormântului. Deci, foarte mulți cred că odată ce am intrat în țărâna pământului, s-a pus punct întregii noastre existențe. Lucru care intră în contradicție cu Evanghelia pe care Mântuitorul ne-o prezintă atunci când vorbește de Lazar cel dus în sânul lui Avram, sau când vorbește de bogatul cel nemilostiv dus în flăcările iadului. Când vorbește Mântuitorul Iisus Hristos în chiar duminica înfricoșatei judecăți, care a și avut textul în biserică, și va zice celor de-a dreapta, veniți binecuvântați Tatălui meu, și celor de-a stânga, plecați la mine, nu vă cunosc pe voi. Dar punctul esență, trebuie să înțelegem întâi de toate că există două forme de judecată. Întâi e judecata conștiinței noastre, când suntem mustrați de însuși Dumnezeu, de toate fără de legile noastre personale, de ceea ce facem noi în fiecare zi. De exemplu, ai făcut un rău, n-ai pace, ai făcut o nedreptate, n-ai liniște. Depinde dacă ai conștiință, pentru că Talase Libianu ne arată că conștiința lucrează până la păcat și până la virtute. Dacă ai ajuns la adâncimea de păcat, ea adorme. De aia să-și spune că conștiința adormită naște monștri. Și dacă ai ajuns la virtute, nu mai ai nevoie de conștiință, că dragostea dumnezească este atât de fină că merge la vederea lui Dumnezeu. Ei, în momentul însă când noi trăim în mod normal, cum suntem astăzi pe pământ, noi pentru orice lucru, și bănuiesc că lucrul ăsta vi s-a întâmplat și dumneavoastră și orice cui, când ai fost odată poate nedrept cu cineva, simți nevoia să-și ceri iertare sau scuze. Și zici, te rog să mă ierți că poate nu mi-am ieșit din fire sau poate n-am fost atent sau poate am vorbit neîntrebat. Da. Deci aceea arată că în noi există o vargă a conștiinței. Există ceva, un mic fir divin care ne arată că am depășit axul drumului, cum se spune. Nu suntem pe banda de mers. Și avem întâi o judecată particulară de care mulți am vrea să scăpăm, poate, sau ar vrea să scape mulți care nu sunt împăcați cu ideea de Dumnezeu. Am avut chiar recent, fiind de acum spre începutul postului, mulți au început să vină cu argumentele puierile dintotdeauna. Părinte, dacă sunt bolnav, nu postesc. Dacă sunt bolnav, am să urmăresc slujbile online. Dacă nu-mi permite sănătatea, voi sta în casă. E alegerea dumneavoastră. Dar trebuie să o dozați în raport de valoarea conștiinței. Dacă conștiința vă spune că sunteți atât de bolnavă încât să nu puteți ieși din casă, foarte bine că ați ascultat slujba în mediul media. Avem Radio Trinitas, avem TV Trinitas, avem imaginea unde poți să asculti Sfânta Liturghie. Sau chiar și dumneavoastră postați. Exact, slujbe. Deci nu e nimic împotrivă. Dar dacă tu ești sănătos și nu te doare absolut nimic și din comoditate vrei slujbă online, sigur că și mântuirea o să vină tot într-un mod online. Dacă nu vrei să postești că ești bolnav, evident, sunt bolile cronice, sunt bolile grave, sunt tot felul de lucruri. Nu poți să-l obligi pe om să facă. Ce este postul? E o armă, da? Dacă un bolnav e neputincios, ce-i pui? Perfuzii, să-l întărești. Îi mai dai să mănânce pâine și apă sau îl pui la post aspru când el tocmai are nevoie de refacere? Nu, evident că asta se stabilește de la caz la caz cu duhovnicul sau cu medicul. Da. Și medicul spune, domnule, acest om nu poate posti sau are o boală care nu îi permite să mănânce una sau alta. Și preotul înțelege, pentru că nimeni nu e absurd și biserica nu e absurdă. Dar dacă tu prin scuza
Că nu poți posti că ești bolnav. De fapt, te ascunzi în ideea de a te, și te eschivezi de atribuția, de a te jerfi puțin pentru sufletul tău în fond. Dar nu, eu nu postez pentru dumneata sau dumneata postești pentru mine. Fiecare în rândul lui face o faptă bună. Atunci, sigur că Dumnezeu o va cântări la modul ascuns la care ai și conceput-o. Deci, iată, iarăși o mică formă de judecată. Dacă nu te rogi, dacă nu faci o faptă bună, cum spune, nu fac fapte bune că sunt sărac, nu mă rog că n-am timp, nu fac aia că n-am nu știu ce. Dar întrebarea este foarte simplă. Cum de te ajută toate aceste neputințe cronicizate să poți să fii un om rău, un om clevetitor, un om bârfitor, un om care se răzbună, un om care bagă intrig, un om care bagă vrajbă, un om care bagă strică liniștea altora sau se amestecă în treburile altora. Vedeți, la noi e atât de flexibilă povestea aceasta cu capra vecinului, încât eu întreb un lucru foarte simplu. Recesământul populației îl faci tu sau îl face primăria? Cred că organul abilitat să știe ce animale ai în ogradă vine și te întreabă câte ai, nu vecinul, vecinul trebuie să-și vadă de ograda lui. Niciodată, după principiul la care am crescut și eu la țară când eram copil, nu ai voie să vezi ce este în ograda cuiva. Nu-i treaba ta, nu-ți aparține perimetrul. Asta înseamnă o educație sănătoasă. Ori noi astăzi ne sunăm unul pe altul la 112, vezi care câine slobă, vezi că ia și câine drum, vezi că face gălăgie, vezi că nu știu ce a făcut, vezi că nu știu ce adres. Astea fac parte din judecata particulară și acestea toate le trăim în clipa ieșirii din trup. Cu astea mergem înaintea dreptului judecător, în a treia zi de la ieșirea din viață, apoi facem călătoriile cele două, 6 în rai și 30 în muncile iadului, elemente care există, adică frumusețea prezenței lui Dumnezeu în lumea nevăzută sau odihna lui Dumnezeu și dreptatea mâniei Dumnezeu sau absența lui Dumnezeu și lumea cea grea și groaznică de suportat a lipsei lui Dumnezeu, ceea ce se numește iadul gătit diavolilor și slugilor lui, spune Evanghelia. Deci aceasta este judecata particulară, eschatologică particulară, teologia eschatologică particulară, ramura teologiei universale, care se ocupă cu judecata omului de la prima zi a ieșirii din viață până în a 40-a zi. Apoi se merge în chimitirion, în dormitorul veșnic, până unde așteptăm înfricoșata judecată, care la rândul ei face parte din două categorii de teologie, parusiană sau cea de-a doua venire și eschatologică universală, care ține de judecata întregii lumi. Când cele de sus, cum spune acolo, chemava cerul de sus și pământul de jos să aleagă pe aleșii săi, iar în epistola la Iacov spune așa, într-o clipeală de ochi toate vor fi la judecată, și cele cerești, și cele pământești, și cele de desubt, adică inclusiv iadul. Iadul în momentul de față doar muncește pe cei păcătoși pe care îi câștigă prin viclenia și armele diavolului, dar de la înfricoșata judecată, inclusiv și ea, diavolii se muncesc cu cei pe care i-au câștigat împreună unii pe alții, se răzbună. Deci diavolii, că datorită prezenței păcătoșilor în iad sunt munciți de Dumnezeu cauză dărnicii mântuirea lor, iar păcătoșii sunt munciți de diavol că datorită păcatelor ei atrag această pedeapsă de la Dumnezeu. Avem în sfârșitul omului și în dogmatica lui Canev, Silvestru, episcop de Canev, dogmatica ortodoxă. De ce am amintit de judecata universală, care câteva semne distincte? Chiar acum noi începem peste câteva zile postul mare sau săptămâna canonului mare. În fiecare seară la vecernie se citește câte o evanghelie. Și nu întâmplător, duminica care urmează acum se numește a izgonirii lui Adam din Rai. Deci, de fapt, ce vrea să scoată în evidență această evanghelie? Că Adam, prin greșeala lui, n-a fost vrednic să stea la fața Dumnezeu, dar noi avem în față postul de 40 de zile a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, care vine să ne împace cu Dumnezeu și să ne aducă din nou la starea cea din tâi, cum cântăm în săptămâna mare, atunci când vin deniile săptămânii patimilor, că mara ta, Mântuitorule, o văd împodobită, îmbrăcăminte nu am să intru în trânsa, dar luminează-mi haina sufletului meu, adică curăță-mi haina botezului, dătătorile de lumină, și mă mântuiește. Deci iată ce frumos cântă.